Un bărbat din județul Maramureș a fost prins în flagrant în timp ce încerca să spargă o locuință din Dej. Acesta a fost surprins în timp ce forța ușa imobilului din zona gării de către o vecină. Casa este înlocuită, iar pe geam se putea citi că este de vânzare. Polițiștii ajuns la fața locului au început cercetările, făptașul fiind identificat și reținut după aproximativ o jumătate de oră, nu departe de locul faptei. Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, este cercetat pentru tentativă de furt și distrugere.